Duminica aceasta, de sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveni și Mănăstirea Hurez din județul Vâlcea și-a sărbătorit hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită de un sobor de ierarhi ai bisericii noastre, printre care s-a numărat și înalt preasfințitul părinte Macarie, mitropolit de Sidero-Castro, Grecia. De a mărturisi la rândul nostru atât slujitorii altarelor cât și creștinii binecredincioși credința noastră pe care am primit-o de la moșii și strămoșii noștri. Iagi entoxigemones, Constantinos, o pater. Sfinții slăviți, împărați și voievozi Constantin Brâncoveanu, cu fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu sfeticul Ianache, care ocrotesc binecinstitorul popor român, să ne acopere și să se roage pentru viața noastră a tuturor în aceste foarte dificile și anevoioase vremuri pe care le străbatem, pentru ca prin rugăciunile lor și prin mijlocirea lor să moștenim împărăția lui Dumnezeu, cântând și zicând, văzut am lumina cea adevărată, primit am Duhul cel Ceresc, aflat am credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Trăim, închinându-ne, ca aceasta ne-a mântuit pe noi. Amin. Amin. Credincioșii care au pășit pragul Sfintei Mănăstiri în această zi de praznic s-au închinat la moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, dăruite Mănăstirii Hurezi, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la 12 octombrie 2014. De asemenea, credincioșii au putut cinsti și moaștele Sfântului Ierarh Luca al Crimeei, care au fost aduse de la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. Pentru sporirea duhovnicească a credincioșilor adunați în număr deosebit de mare la această sărbătoare, mitropolitul Macarie de Sidero-Castro din Grecia a adus spre închinare moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie.